dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Hunedoara 1 TV, la Dale Dimineții. Toată lumea a fost liberă de 1 mai, toată lumea a sărbătorit de 1 mai, sunt convinsă. Mai puțin eu și Rosi, care ieri am fost pe teren. Dar am sărbătorit și noi 1 mai, dragii mei, și dacă rămâneți alături de noi la Hunedoara 1 TV, astăzi veți vedea pe unde am călătorit eu și Rosi ieri. Au fost locuri minunate, am întâlnit oameni mai mult decât minunați, pentru că am străbătut cumva județul dintr-o parte în cealaltă. De la Târgu de la Pui, unul dintre cele mai mari târguri din județul Hunedoara, am plecat în Ținutul Pădurenilor. Dacă rămâneți aproape de noi, astăzi, în Jurnalul de Știri, prietenele și colegele mele, Nicol Ebner și Petronela Tămaș, vă vor aduce, dragii mei, imagini, știri, să vedem ce am făcut eu și Rosi ieri la Pui și ce am făcut în Ținutul Pădurenilor. Dar am sărbătorit și să știți că am mâncat mici, n-am băut bere, că asta e. Am fost cu mașina și Rosi m-a susținut, dacă eu n-am putut, n-a băut nici el. Bună dimineața, Rosi, și bună dimineața, Bianca! Suntem în echipă completă, dragii mei, în această dimineață, la Dale Dimineții, pentru că ne-am hotărât să vedem cum s-au distrat oamenii de 1 mai sau care sunt obiceiurile din familii de 1 mai și nu doar de 1 mai, pentru că s-au suprapus sau se suprapun sărbătorile. Cu toții știm că creștinii sărbătoresc în această săptămână, săptămâna patimilor. Astăzi e Joia Mare. Pentru fiecare dintre noi, aceste zile, cei care credem în Dumnezeu și credem în destin și credem că avem o poveste scrisă de Dumnezeu, sărbătorim diferit, așa cum am învățat de acasă, de la bunici, de la străbun, fiecare cum am preluat de la părinți această poveste. Știm cu toții că eu aici, la Dale Dimineții, încerc să aduc în sufletele dumneavoastră, în casele dumneavoastră, povești de viață, povești frumoase de viață a oamenilor care fac lucrurile diferit. Adică, la un moment dat în viață, iau anumite hotărâri și își schimbă cumva cursul vieții. Nu am făcut o promovare la această emisiune pentru că cumva mi-am dorit să fie o surpriză. Și sper să fie o surpriză plăcută pentru că pătrundem dincolo de ușile unei instituții, cred, sau nu. Bună dimineața invitațiilor mei! Bună dimineața! Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața telespectatorilor și celor care se uită pe internet la emisiunea dumneavoastră. Ioana, îți mulțumesc pentru invitație și chiar mă bucur că am acceptat provocarea ta. Mi-ai propus să particip la emisiunea ta pentru că este o altfel de emisiune și să știi că mă simt chiar foarte bine aici. În primul rând, s-au schimbat multe de când știu eu această clădire. Este IPA și întreprinderea de proiectări Hunedoara, la care eu aici am lucrat un an și ceva, după absolvirea liceului înainte de facultate, la inginerul Tanțăr, la topografie. O să ajungem acolo și o să povestim. N-a venit singur primarul în funcție al orașului Simeria, municipiu sau oraș? Deocamdată oraș, pe viitor municipiu. Asta era, v-am spus. N-a venit singur, dragii mei, a venit cu unul dintre băieții domniei sale și îl salutăm pe Andrei. Bună dimineața, Andrei! Bună dimineața, bună dimineața tuturor! Eu mă așteptam să fie mai micuț și când acolo am avut așa o surpriză că pe ușa studioului a intrat un adevărat băiat, așa, un adolescent, am rămas așa surprinsă. Am încercat înainte de emisiune să nu dau foarte multă atenție, pentru că se creează acea stare de emoție când te pui în scaun, l-ați auzit pe Andrei, când am intrat în direct, ești pentru prima dată la o emisiune. Da, pentru prima oară. Am puțin emoție acum, nu pot să mint.
E în premieră chestia asta pentru mine, dar mă bucur de ocazie și că mă aflu aici. Și e live, dragii mei, foarte curajoși bărbații din această dimineață. Mai avem acasă din familia Bedea un băiat că se mândrește invitatul meu cu doi flăcări. Îl salutăm pe Ștefan. Poate data viitoare vine și el alături de noi și o salutăm și pe doamna. Și îi urăm, cum se zice, spor la muncă, că noi femeile în săptămâna asta ne cam trebăluim, așa? Sau cum e obiceiul la voi în familie? Într-adevăr, Ioana, am un sprijin din partea soției mele, Daniela, pentru că de seama că, în special, ea e cu copiii, se ocupă de ei și mâncare și, mă rog, tot ceea ce face o mamă, în primul rând. Ștefan, apropo, el are 10 ani. De ieri seară mi-a spus, pentru că planificasem oarecumva să venim cu toții, dar Ștefan ieri seară mi-a zis că, tati, nu cred că mă trezesc așa de dimineață. Îl salut pe Ștefan, probabil că sigur se va uita după ce se va trezi la... Sau emisiune. Poate că e în direct la momentul ăsta, că a zis, tati, eu nu mă trezesc. Știți, așa se întâmplă, tati, eu nu mă trezesc, dar poate că erau emoțiile de vină și poate că după ce ați plecat de acasă, s-a trezit și e la televizor. Nu avem de unde știm, să știm. Dar știm sigur că, uite, deja avem, Mirela Pop ne spune bună dimineața și ne dă aici reper, dar avem, exact cum am spus, cel mai important membru al familiei, mama, e alături de noi. Bede Daniela Lioara, dacă nu greșesc, ne spune bună dimineața. A intrat și Daniela. O să intre. Vă mulțumim, dragii mei, și sper să fie o emisiune așa cum ne dorim cu toții, cu pace în suflet și să aducem liniștea. Că până la urmă, în această sărbătoare a Învierii Domnului, asta cred că ne dorim cu toții, să ne găsim pacea și liniștea în suflet și să purședem la drum. Născut la Simeria, la o simplă căutare pe Google, dragii mei, găsim despre domnul Iulius Bedea, primarul în funcție al orașului Simeria, așa cum ați aflat cu toții, și candidat la funcția de primar, pentru că știm cu toții că va candida din nou, că deja se știe, da? Se știe, e cu lansare, e cu hotărâre. S-a născut în Simeria și ce e impresionant, adică altfel față de alți invitați, a făcut toată școala în Simeria. Am citit la un moment dat o descriere, probabil încărcată pe Google, de domnia sa. Școala generală, gimnazială și liceală în Simeria. Hotărât așa să nu părăsiți Simeria nicicum. Păi acum, Ioana, eu în familia mea, mă rog, de unde provin, mai am încă două surori. De unde proveniți? Haideți să începem. Din Simeria. Ei bine, tatăl meu venise din comuna Băița și mama era din Tâmpa. S-au mutat bunicii mei în Simeria cu foarte, foarte mulți ani. Îmi povestea bunica mea și bunicul meu, înainte să fie moara în Simeria, că noi acolo suntem în zona Mării Petraian, când s-au mutat în acel loc, era drumul național, pe care știm cu toții, care trecea pe lângă moară, moara nu era pe atunci. Drumul național era un drum pietruit și îmi spuneau că nu erau decât doar câteva case acolo și îmi povestea bunica mea că vara așa de puține mașini treceau prin Simeria, de aveau timp să... Da, uite, mi-aduc aminte. Aveau timp să iasă pe acel drum, se zvârculeau pe acolo, prin praf, prin încăldurile alea și după aceea coborau în străi și făceau baie. Era vorba de Străiul Mic, care e chiar acolo, chiar lângă Traian.
Și strigă atunci, era plin de pești, era o apă foarte mare, limpede. O chestiune care, din păcate, eu n-am mai prins-o. Încă este strelul mic acolo. Am mai prins și pești pe strelul ăsta, dar nu mai este ce a fost atunci. Acum am sărit așa la o amintire, brusc mi-a venit această imagine. Da, au fost părinții mei, au venit din 1940 și ceva în Simeria. Sper să nu mă înșel, de foarte mult timp. Adică am făcut toate școlile în Simeria, nu doar eu, cât și surorile mele și Simona cea mai mare, la mare ca mine cu 8 ani. Acum este plecată în Anglia, este mezzo-soprano, este profesoară de canto, a terminat universitatea la Cluj, a stat o perioadă, mă rog, are casa în Oradea, a stat cu soțul ei, acum este cu copiii în Anglia și Claudia mea, mai mare ca mine cu 4 ani, a plecat și stă în București de mai bine de 15 ani, are familia ei acolo, o are pe Petra, mă rog, soțul ei acolo, stau în București, ne vizităm, mă rog, când am drumul de București, din când în când, aproape de fiecare dată, de fapt, mă văd cu ea și, bineînțeles, când vine și acasă. Și Simona la fel. Acum Simona vine mai rar, dar ne vedem în fiecare. Există partea asta de tehnologie pe care o blamăm cu toții uneori, pentru că ne dă de furcă, nu Andrei? Da, așa e. D'accord. Dar ne și apropie. Eu mereu spun că dacă nu ar exista toată lumea, am foarte mulți prieteni care spun nu am timp de Facebook, nu mai vreau Facebook. Dar e pe partea cealaltă luată lucrurile, dacă am ști să găsim acel echilibru și să întoarcem acea parte, știi, inteligența artificială, să învățăm să o folosim în favoarea noastră, la fel și rețelele de socializare ne țin aproape, pentru că astfel putem ține legătura cu cei dragi, cu prietenii. De când cu Facebook mi-am găsit foarte mulți colegi din liceu. Pentru că eu am plecat de acasă, am plecat din județul Alba și doar prin intermediul acestor digitalizări reușesc să țin legătura cu cei dragi. E o poveste frumoasă pentru că ne povestește de familie, se lasă așa ușor în anii copilăriei, dar nu ați pornit cumva, n-ați plecat la facultate imediat după. M-am impresionat, mai puțin oamenii fac asta. În general, plecăm direct la facultate. Nici eu n-am plecat și am făcut facultatea mult mai târziu. Ce e impresionant? Aveți două facultăți, nu? Da. Prima facultate e de psihologie. M-ați angajat la Marmosim, ceea ce toți simerienii cred că au pornit de acolo. Da, marea majoritate, primul loc de muncă a fost Marmosimul. Părmă la IPH, dar prima facultate a fost facultatea de psihologie. Și aici vreau să stăm puțin, să povestim. Timișoara, da? Greșesc? Corect. Corect. De ce facultatea de psihologie? Eu am să-ți răspund la această întrebare. Înainte de asta vreau să fac o completare, că am început cu partea școlii, într-adevăr, de la școala primară, gimnazială și liceu, am făcut-o în Simeria, la fel ca și surorile mele. Doar Claudia a făcut liceul la Decebal. Sora mea cea mare, Simona, a făcut și a liceul industrial, unde l-am făcut și eu tot de la Simeria. Dar am uitat să subliniez un aspect, e vorba de școala primară, care, din punctul meu de vedere, nu doar mie personal, cât la orice om, la orice persoană, punctul de pornire, startul educației contează foarte mult. Și în acest sens, uite, chiar n-am mai avut și chiar n-am mai avut ocazia, pentru că n-am mai discutat aceste aspecte, țin să mulțumesc în primul rând învățătoarei Benia,
Benia Pompilia, care a fost învățătoarea atât a mea, cât și a celor două surori ale mele. S-a ocupat de noi, de educația noastră, și ăsta a fost startul nostru. Doamna învățătoare Benia, să știi că și acum păstrez contactul cu dânsa, cel puțin o dată pe lună ne auzim sau ne vedem sau vorbim la telefon, ceea ce îmi place foarte mult. M-a întrebat de ce psihologia. Hai să mai spun, păi nu e nimic secret, nu, aici vorbim de chestiuni personale, n-am nimic de ascuns. Am terminat într-adevăr liceul industrial din Simeria, da? Simona, v-am spus, a terminat și ea. După ce am terminat liceul, am ținut, bine, și a mei mi-au spus de la început, clar, trebuie să mă duc la facultate, dar nu știu ce mi-a venit mie atunci, vreau oare cumva să fiu cât mai repede, am oareșe independență în mine și pe partea financiară, și m-am dus la tatăl meu, fiertat, că în 2020 ne-a părăsit atunci cu problema cu COVID-ul, și am spus, vreau să mă angajez. Niciun fel de problemă, n-am avut comentarii, pentru că era vorba de facultate. Zic, gata, el era șef de secție la Reva, era maestru, de 30 de ani lucra acolo, a avut sute de oameni în subordine. Bun, vii la mine. Zic, nu. Zic, te rog să accepti, uite, vreau să mă duc în altă parte. Eu am făcut foarte multă practică la IMMR, ziceam atunci, la Reva, la triaj, cum știau mulți imerienii, pentru că liceul e chiar acolo. Am făcut practică pe strung. Pe strunguri. I-am spus, vreau să mă duc la Marmosim. Și am lucrat la Marmosim, într-adevăr, nu mult, vreo 6 luni de zile. A fost primul meu loc de muncă la Marmosim. După acest jumate de an, m-am dus, am intrat la întreprinderea de proiectări Hunedoara, v-am spus că cu asta am început, l-am avut inginer pe domnul Tanțăr, nu mai l-am văzut de ani de zile și chiar aș vrea să mai mă întâlnesc cu dânsul. A fost prima persoană care m-a angajat și care m-a învățat foarte multe. Și m-a întrebat de psihologie. Mergeam cu dânsul, cu domnul inginer Tanțăr, mergeam prin tot județul Hunedoara. Practic ce făceam? Apropo, tot pe proiecte lucram de atunci, pe proiecte de infrastructură. Numai că atunci lucram cu niște aparate, se chema Teodolit. Nu mai e ce e acum, mai totul digitalizat. Și mergeam la măsurători pe teren, făceam tot felul de planșe, îmi plăcea nespus de mult când mergeam prin județ în locul din astea rustice, pe la munte, să proiectăm, extindem zona de intravilan, să vedem unde putem să dezvoltăm din punct de vedere a turismului județul. Era altceva atunci întreprinderea de proiecte de Hunedoara, dar a fost primul meu contact chiar cu partea de proiecte. Nu a trecut un an, Ioana, și la un moment dat acest domn inginer Tanțăr, pentru că probabil dânsul îi datorez foarte mult în ceea ce privește cariera mea, bineînțeles pe lângă părinții mei care m-au sprijinit necontenit, la un moment dat tot așa eram la măsurători cu domnul Tanțăr și mi-a spus așa: Iulius, tu trebuie să te duci la facultate, pentru că am văzut ceea ce faci, ești un băiat isteț, îmi place să lucrez cu tine, dar tu trebuie să faci o facultate. Eu deja, știi, fiind aveam salariu, având deja bani, chestii, deja îmi plăcea chestia asta și îmi și plăcea ceea ce făceam, dar mi-a zis, nu, tu trebuie să te duci la facultate. Și îți iei concediu, îți iei concediu de odihnă, eu ți-l aprob, vei învăța și te vei duce la facultate. Acum nu știu de unde chestia asta cu psihologia, dar mi-a plăcut întotdeauna și în special latura umană, să comunic cu oamenii. Îmi place foarte mult să stau printre oameni.
Poate se datorează și zodiei, că sunt rac. Rac este și mama din zodia rac, este în semn de apă. Dar ascendentul este însăgetător și după anul zodiacal, după cel chinezesc, de fapt, sunt dragon de foc. Nu știu, e așa o combinație în treaba asta. Am ales psihologia, am intrat la facultatea la Timișoara, într-adevăr, și să știi că am fost ultimul ciclu universitar în care am încheiat pe vechiul sistem de 5 ani. De 5 ani, am văzut. De 5 ani. Am făcut foarte multă practică. Am beneficiat prin sprijinul, m-a spus, necondiționat a părinților mei, de o facultate privată. M-au susținut din punct de vedere, atenție, financiar, adică plata pentru facultate. Era vorba de Universitatea Tibiscus de la Timișoara, dar mi-au spus așa: băi băiete, îți plătim facultatea, dacă vrei să stai și în chirie și așa mai departe, dar în rest te descurci. Și pentru acest lucru vreau să spun că încă din primul an de facultate m-am și angajat ca să fac rost de bani. Într-adevăr, veneam pe acasă, atunci aveam și carnetul acela de ceferiș, că tata avea de ce și mergeam gratuit cu trenul, mergeam cu trenul de săptămânal, aduceam mâncare de acasă, așa mai departe. Am spus că am făcut foarte multă practică, oare cumva această facultate era la concurență cu Universitatea de Vest. Și de ce spun că era la concurență? Îmi aduc aminte că mulți studenți din Universitatea de Vest nu le convenea un lucru, pentru că noi făceam foarte multă practică în diferite structuri externe și ei nu. Pentru că probabil Universitatea de Vest nu dispunea de fond financiar pe chestia asta. Unde am fost eu, fiind o facultate privată, au avut capacitatea financiară de a putea să semneze contracte cu diferite instituții. Am făcut practică, de exemplu, la Arad, la penitenciarul de la Arad. Am făcut practică la spitale de neuropsiatrie din Timișoara. Mă rog, în mai multe structuri. Și vreau să spun un lucru, Ioana. Uite, vezi că acum mă răscolești. Pentru că, spun sincer, eu aceste aspecte nu le-am prea discutat cu nimeni. Poate că anticipez o posibilă întrebare a ta, de ce nu a rămas în domeniul ăsta? Eu, de prima mea profesie, este de psiholog, dincolo de economist. Nu mi-a plăcut să văd, adică simțeam că îmi va afecta viitoarea familie, nu aveam atunci, nu eram căsătorit, dar mă gândeam deja, pentru că, nu știu, poate racii sunt familiști. Și nu poate, sigur. Sigur, da. Știam clar că voi avea o familie și voi avea copii, pentru că mi-am zis întotdeauna acest lucru și eu, cum suntem trei frați. Nu puteam să mă gândesc la faptul că, făcând practică, mai ales și în spitale speciale, am văzut foarte mulți copii cu probleme. Și am făcut stagii cu ei. Am simțit că dacă mă voi ocupa de treaba asta, mă va afecta prea mult emoțional și nu cred că aș fi putut să mă fi desprins de treaba asta, că atunci când voi veni acasă să mă dedic, să uit practic de aceste probleme. Sunt puțini, eu sunt convins că sunt puțini oameni care știu despre probleme cu care se confruntă mulți tineri, cât, mă rog, și persoane adulte. Dar am învățat în această facultate timp de 5 ani foarte mult. Am avut profesori foarte buni. Am avut un profesor neamț, îl chema Rotenberg. Spun sincer, eram într-un amfiteatru atunci, la unde făceam cursurile,
Păi la acest profesor eram cam 600 de studenți. Ioana, nu aveam locuri în bancă. Din toate grupele, veneam, stăteam și pe scări, îl ascultam, nu se auzea nici muscă. Ei, la acest profesor atât de mult m-a motivat, am învățat atât de mult și nu la această materie, cât peste tot, am luat primul 10 în față la tot amfiteatrul, mi-a zis cine este Bedea. Eu am fost, zice, vii la mine cu o cutie de prăjituri, ai nota 10. Am făcut practic inclusiv, nu știu acum, știi cum, poate nici nu-i bine să zic așa multe chestiuni, dar să știi că am făcut anatomie foarte multă. Da, eu am terminat asistență socială, care e 80% psihologie. Știu despre ce. Am făcut inclusiv disecții. Da. Tot ce înseamnă partea asta. Dar după ce am terminat facultatea de psihologie, am urmat un an și ceva de studii aprofundate. Am făcut specializare în consiliere familială și de cuplu, tot la Timișoara. Ulterior, după aceea, când am ajuns în București, am lucrat în 4 ministere, probabil că vom vorbi și de acest aspect, am făcut a doua facultate de economie cu specializare în afaceri internaționale. Numai puțin că am de citit aici niște mesaje foarte frumoase. Tanti Maria ne spune bună dimineața, bună dimineața. Tanti Maria, mulțumim că sunteți alături de noi. Bia bunie pe emisie, zice succes invitatului dumneavoastră. Mulțumesc. Domnul Enea Vasile de la Hunedoara ne salută. Tot de la Hunedoara îl avem pe domnul Constantin Pandia. Bună dimineața, oameni frumoși, salutăm invitații dumneavoastră, pe dumneavoastră și toată echipa. Acum în săptămâna mare și să aveți sufletele pline de har și cu toții să fim buni. O zi minunată vă doresc. Mulțumim, la fel vă dorim. Tot Constantin Pandia ne scrie mult succes invitatului și Mari SB, un cont, bună dimineața, succes. Mulțumim și mulțumim că ne scrieți mesaje de încurajare. Nu e nimic întâmplător în viață, l-am lăsat pe invitatul meu așa să se ducă cumva în amintirea acelor ani de facultate, pentru că da, psihologia cu ani în urmă era o facultate foarte grea și acum e grea. Dar cu ani în urmă, acei 5 ani de facultate care se făcea când se făcea psihologie, era o facultate care mulți o începeau, puțin o terminau. Eu asemănam cu horticultura și cu silvicultura, care păreau foarte ușoare, dar eu știu că foarte mulți prieteni au învățat pe brânci ca să termine aceste facultăți. Și foarte complexe. Și pare așa cumva, dacă stai să te uiți în tinerețea invitatului meu, pare destul de așa o ruptură de la psihologie să pleci în master în economia și managementul dezvoltării regionale. Să știți că nu e chiar așa. Pare cumva un domeniu total diferit. Eu zic că nu e chiar diferit. Eu zic că după ce v-ați hotărât să renunțați la partea de a fi psiholog, pentru că ați fost foarte convins că vă va afecta emoțional, ați luat în piept, pentru că ați făcut masterul în ce an? Masterul am făcut, am terminat facultatea. Primul master. Primul master, după ce am terminat facultatea de studii aprofundate, asta a fost în 2012, deci masterul l-am făcut prin 2014, dar vreau să spun un lucru. Acum iar mă răscolești. A plecat hotărât să schimbe lumea. Faci tu psihologie cu mine. Eu, Doamne, ferește. Ideea este așa. În timpul facultății, eu prima dată am fost voluntar, să știi. Am lucrat în structuri neguvernamentale din Timișoara. Așa. Și acolo am avut primul contact cu proiectele pe fonduri europene. Mă refer în special pe cele din fondurile FARE. Și, mă rog, și cu alte finanțări nerambursabile. Am avut atunci, eram student, crede-mă, Ioana, că aveam în ghilimele, în subordinea mea,
Eram secretar general executiv a unei organizații neguvernamentale din Timișoara. M-au pus în această funcție. Prima dată am fost voluntar, dar am coordonat echipe de voluntari, studenți, cred că peste 300. Am lucrat cu ei efectiv pe proiecte, am început să învăț ce înseamnă un proiect. Atunci am avut primele finanțări prin Centrul Euroregional pentru Democrație din Timișoara, niște fonduri, tot așa, pe partea tinerilor, niște programe, mai multe domenii de activitate, cu Direcția de Sate Publică din județul Hunedoara, mă rog, cu alți parteneri. Și trecând așa prin aceste stagii, au trecut mulți ani, ți-am spus că din anul întâi m-am angajat, am fost voluntar, după aceea cu contract de muncă, am spus că văzând ce înseamnă să ai o astfel de structură neguvernamentală, să creezi un proiect, să dezvolți, să faci un bine pentru comunitate, mi-am pus în gând atunci că la un moment dat vreau să deschid și o altfel de organizație neguvernamentală. Și după ce am terminat facultatea, atunci am cunoscut-o și pe soția în ultimul an de facultate. Ea a terminat la aceeași universitate privată, facultatea de drept. Bine, licențele le-am dat la stat, eu la vest, ea la București, în drept. Am ajuns la Simeria, am înființat o organizație neguvernamentală în Simeria și atunci Ioana, că am să-ți dau răspunsul și cu masterul, de ce acest master, am avut atunci un primar, fiertat din nou, Rovinaru. Și a fost primul primar cu care am colaborat. Uite, nu întâmplător, acum mă gândesc că și dânsul atunci era de același partid, Partidul Social Democrat, unde sunt eu acum. Eu cu fiul dânsului, cu Flavius, am fost colegi de școală primară. Acum Flavius este la facultate, adică e profesor universitar la Cluj, tot pe afaceri internaționale, cred. Mai păstrez legătura cu el. M-am dus la acest primar. Am deschis această organizație, am depus un prim proiect. Eram în Timișoara, dar voiam să vin acasă, să dezvolt tot ce am învățat acolo, vreau să fac pentru orașul meu. M-am dus la acest primar, primăria era total diferit, era numai un parter, mi-aduc aminte, erau niște uși verzi, lungi, capitonate, era altfel de structură, așa ca pe mai ceaușistă, așa, și m-am dus la acest primar, la Rovinaru. Mă cunoștea, am spus că era tatăl unui fost coleg de-al meu, am uitat la dânsul birou și am zis, domnul primar, bă, ce faci, bă, Iulius, bă, vină un coace, bă, un suc, o apă, o chestie, stai jos, nu știu ce. Mulțumesc, domnul primar, aia am tânăr, îți dai seama. Cu emoții. Cu emoție. Smerit. Eram în fața unui primar. Cei care n-au trăit emoțiile astea nu le pot... pot înțelege. Și mi-a zis, ce faci, bă, care mai e viața, ce faci tu aici? Ia zi, ce trebuie să facem? Cu ce te pot ajuta? Zic, domnul primar, vreau să facem un parteneriat. Ce parteneriat, mă? Domnul primar, am deschis o organizație neguvernamentală în Simeria și, uitați, a apărut un program de finanțare pe fondul FARE. Era un proiect pilot la nivel național, intrasem atunci, adică trebuia să aderăm în UE și se dorea să se creeze niște birouri de consiliere pentru cetățeni. Se chemau BCC-uri, Birou de Consiliere pentru Cetățeni. Și uitați, un astfel de birou vreau să fac în Simeria. Bă, omule, adică un birou cu ce? Dom'le, sunt niște birouri de consiliere care se doresc a fi înființate de către Uniunea Europeană. Eu vreau să-l fac în Simeria. Practic acordă servicii de asistență și informare și consiliere în mai multe, cu o paletă foarte mare de domenii sociale, drepturile omului, juridice, asistență socială, tot felul de domenii. Tot personalul, zic domnul primar, va fi instruit să lucreze cu legislația. O să avem niște sisteme foarte frumoase acolo. Și efectiv o să fim o interfață între dumneavoastră ca primar, între primărie și cetățean, când sunt chestiuni mai specializate și nu numai,
Uite, trece pe la biroul nostru de consiliere și noi putem, pe dumneavoastră, ca primărie, să vă ajutăm. E ca și când ar fi fost o externalizare a serviciilor din primărie. Bă, dar ce vorbești tu acolo, zice, sunt SF-uri, firme străine. L-am lăsat pe invitatul meu să ne povestească, tocmai e fără 20, mai avem foarte puțin. Dar nu am știut câte emisiune. 50 de minute. Tocmai că l-am lăsat, dragii mei, și am început cu partea care mie îmi place cel mai frumos, acolo unde oamenii se duc în sufletele celor. Ce s-a întâmplat, pe scurt, ce s-a întâmplat cu acea organizație? Mai există? Nu, eu am lucrat în paralel, apropo de acest primar, Robinar, a zis, domnule, nu îmi spune mie de fonduri europene, că pentru Simera nimeni nu dă niciun ban. Acolo vroiam să ajungem. Da, liniștit, domnul primar, credeți-mă, eu vin cu această experiență din Timișoara, vreau să facă Simera, lăsați-mă să încerc. Bă, bine, bă, dacă tu vrei să încerci, hai că încerc. Am făcut un parteneriat, un băgat rapid în Consiliul Local, atunci era Consiliul Local, ce acum? Rapid, zicea primarul, consilii toți votau. Și am primit finanțare, am deschis acest birou, era pe Libertăți, acolo lângă Ursul Negru. Am făcut și alte proiecte, Centrul de Informare Europeană, multe alte proiecte pentru Simeria. După chestiunea asta a câștigat celălalt primar, domnul Jura, a preluat primăria, a auzit de mine că eu eram cu petele pe fondurile europene în Simeria. M-a cooptat la dânsul, am fost consilierul lui personal la domnul Jura, am fost consilier personal vreo 2 ani, aproape 2 ani, după aceea am înființat pentru primărie, practic am coordonat un serviciu de dezvoltare locală și management proiecte, deci practic m-am desprins de structura privată în care activam. Am coordonat acest serviciu și practic mi-a dat ca principală misiune domnul Jura Fiertat să mă ocup de fondurile europene și guvernamentale nerambursabile pentru orașul Simeria. Deci, am început cu primăria Simeria, am atras fonduri împreună cu domnul Jura să îi mai facem un etaj, fonduri guvernamentale, am dotat-o pe un proiect fare cu digitalizare, cu tot ceea ce trebuie. A luat și naștere și centru de afaceri, parcul de afaceri. Dacă ajungem la proiecte, nu mai gătăm emisiunea, facem live-ul și de mâine dimineață. A plecat la București și nu e întâmplător, a făcut o altă facultate, dragii mei, asta e interesant, la omul Iulius Bedea. Dacă stați să vă uitați în evoluția domniei sale, a știut exact ce își dorește. La momentul când vorbea despre fonduri europene, era SF-ul. Cu toții am trăit asta, dar s-a dus la facultate, a plecat la București și a făcut economie și afaceri internaționale. Și nu e întâmplător despre ce vrem să vorbim, pentru că eu am o întrebare mai delicată și pe urmă povestim cu Andrei. Timișoara. Azi e Timișoara, mâncată țara. Mi-am făcut temele. Ați avut o viață foarte frumoasă și liniștită și nu era nevoie să vă întoarceți acasă la Simeria. Ați venit acasă, ați încercat, e clar că v-ați dat seama că viitorul e în proiectele europene. E clar că a înțeles asta, pentru că dacă vă uitați în povestea de viață și la studiile făcute, a plecat și a luat calea capitalei. Câți ani a stat în capitală? Am stat 4 ani jumătate, am lucrat în 4 ministere, în Guvernul României, dar am uitat să-ți dau un răspuns, mai spus că de ce am adus pe master în economia și managementul dezvoltării regionale. Atunci eram deja angajat în primăria Simeria, coordonam această structură de proiecte și am spus domnului primar Jura atunci, domnule, vreau să mai mă specializez, uite, s-a făcut acum prin ADR Vest, împărat cu Universitatea Vest, un astfel de master, pentru dezvoltarea comunității vreau să învăț, pentru că, ca să facem treaba aici în Simeria. După aceea domnul, la al doilea mandat, pare mi se, domnul Jura, a fost chemat politic, practic, a fost chemat la Ministerul Muncii. Asta a fost în 2012. În luna februarie, alegerile din 2012 erau, cred că tot în iunie.
undeva prin februarie, venise de la București, eu încă mă ocupam de birou de structura de proiecte din primăria Simeria, a fost altcineva interimar, cât domnul Jur a plecat, a venit, m-a chemat și mi-a spus așa, Iulius, acum sunt în Ministerul Muncii, era secretar general, sunt foarte multe proiecte la nivel de minister și vreau să vă spun că Ministerul Muncii este cel mai mare minister din toate ministerele, e un mastodon, toate structurile. Sunt foarte multe proiecte pe fonduri europene, sunt blocate, unele nu mai înaintează, am nevoie de tine, vorbește cu familia, consultă-te și dacă este ok, vreau să te iau cu mine. M-am consultat cu soția, cu familia, a fost de acord să mă duc la București și așa am plecat prima dată la Ministerul Muncii. M-am ocupat cu partea de proiecte pentru minister. După câteva luni de zile am fost preluat, m-au chemat de la Ministerul Afacerilor Interne, pentru că eram practic în aceeași... Câți copii aveați în perioada aceea? Atunci îl aveam doar pe Andrei. Doar pe Andrei? Doar pe Andrei. Între timp... După ceva timp de București, a apărut și Ștefan, că și soția a venit în București. Și vă opresc și vă întreb, de ce v-ați întors la Simeria? Aveați deja pe Andrei. Toți oamenii spun orașele mari pot oferi tinerilor. A apărut și Ștefan. Doamna a terminat, a dat examenul în București. Aveați o soră în București, o parte din familie e acolo. De ce v-ați întors la Simeria? De ce mereu din ați avut o carieră strălucitoare? Și haideți totuși v-ați întors la Simeria. Foarte clar, pentru că sunt foarte sincer, să știți că n-am mai spus-o până acum, probabil că n-am mai spus-o, nu cred că să... Am mai spus-o cel puțin pe televiziune, vă spun cum a fost. Eu am plecat în 2012, în defavoarea unui candidat de la Partidul Național Liberal, câștigase mascat independent Râșteiu și eu eram agățat de primăria Simeria. De ce? Pentru că eu plecasem la București detașat. El a preluat Râșteiu, primăria Simeria, eu eram practic în subordinea lui, eu mă ocupam de partea de proiecte. M-a chemat domnul Jura la București, el a trebuit să-mi dea, adică a venit de la minister să mă detașeze în interes de serviciu, în interes de guvern. A fost reticent Râșteiu atunci, practic stăteam în pixul lui. Ce mă lași aici cu toate proiectele pe cap? Eu i-am lăsat acolo proiecte cu dosare, cu tății mere, el nu știa ce cu proiecte, ce nu știu ce, nu că nu-ți dau drumul, zic că nu știu ce, te las numai o lună. Și vreau să-ți spun că atât a fost de rău, m-a cerut să ministerul 2 ani. M-a dat prima dată detașare pe o lună să mă duc la minister, eu a trebuit să vin înapoi. M-a dat iară până încă o lună. Deci tot așa cu țărita, doar să mă pună pe drumuri. Venise atunci, la mână, eram la Ministerul Muncii, făcusem, apropo, parcul de afaceri din Simeria. Eu, practic, cu o echipă de la Consiliul Județean am făcut acest proiect. Eram ministru Udrea. Și mă aduc aminte, eram în Ministerul Muncii atunci, venise domnul Moloț, la domnul Jura, erau din același partid, și mă văzuse acolo. Și mi-a zis, când m-a văzut acolo, domnul Moloț, m-a văzut, se uită la domnul Jura, zice, tu ce cauți aici? Ce cauți aici? Și nu știam ce să-i spun. Zic, domnul președinte Moloț, era președinte Consiliului Județean Hunedoara. Sunt aici cu domnul primar Jura. Petre, ce ai făcut Petre? Către Jura. Tu mi-ai luat omul. Păi aveam parcul de afaceri din Simeria pe fonduri europene, am făcut proiectul, am câștigat finanțarea, Consiliul Județean era partenerul acestui proiect și primăria Simeria și eu am lăsat echipa de acolo și m-am dus la Ministerul Muncii la București că avea domnul Jura nevoie de mine. Molo s-a enervat că m-a văzut în minister, că de ce m-a luat, trebuia să rămân acolo să văd de proiect. După ce am venit o perioadă aici, a trebuit să-mi pregătesc echipa, să le spun ce trebuie să facă. În fine, a fost tot așa o deplasare de genul ăsta, până în undeva în noiembrie, când Râșteiu m-a transmis o adresă atunci la minister, gata,
eu eram contractual, șef serviciu, gata, mi-a întrerupt contactul cu Bucureștiul, știu, mi-a făcut adresă clar să vin acasă. Pentru că a desființat biroul meu, serviciul de dezvoltare locală și management, l-a desființat, a făcut o altă structură pe funcții publice, m-a făcut funcționar public obligat, a trebuit să vin să depun jurământul. Și când s-am făcut această chestiune, de seama, eu atunci lucram la pe proiecte guvernamentale de țară. Ministerul mă dorea acolo. Am ajuns la Ministerul Afaceri Interne la Biroul de Control și Antifraudă, m-a cerut ministrul atunci prin transfer. Și n-a avut cum să se mai opună și așa am ajuns la minister. Am lucrat la Ministerul Afaceri Interne, Biroul de Control și Antifraudă, am lucrat la Ministerul Dezvoltării Regionale, era ministrul Dragnea. Între timp, domnul Jura a văzut că Simeria nu merge în direcția care trebuie. Am lăsat foarte multe proiecte atunci în primăria Simeria și mi-a zis, omule, tu trebuie să mergi acasă. Atunci nu aveam cum să mă duc acasă pentru că nu mai mă primea râșteu înapoi la primărie, că mi s-a desfințat contractul, am încercat să dau un concurs, mi-am luat concediu în vreo două luni de zile, am învățat, a fost concurs de director la Inspectorul Teritorial de Muncă, la ITM, la Hunedoara și atunci candidasem cu o altă persoană care trebuia să fie pusă politic acolo. Nu vreau să spun că ar trebui o emisiune întreagă, ce teste că era un concurs. Și mai avem așa. Doar 7 minute. Aoleu. Da. Andrei, o să le mai... Am ajuns la Simeria, am candidat, am luat decizia gata cu concursurile, știam că tot așa, vin la Simeria, candidez de primar în 2016, atunci am candidat din partea PNL. Ajungem și acolo, să nu sărim puntea, să ducem hop până nu sărim gardul. Ajungem la povestea asta, care va trebui să o povestim foarte pe scurt, deși s-ar putea să ne mai întâlnim cu omul Iulius Bedea, pentru că mai sunt foarte multe de spus, dar mulți dintre cei de acasă, uite, îl salutăm pe Sergiu Stănescu de la Simeria. Salut, Sergiu! Bună dimineața! Andrei! Da. Te-ai născut la Simeria? Da, la Deva. La Deva te-ai da, născut? Da, da. La spital la Deva, zice Rosi. Ai 15 ani. La ce liceu ești? Nu sunt la liceu, acum sunt la gimnaziu, sunt în clasa 8-a la Decebal și plănuiesc să mă duc la liceu, la liceul militar, la Alba Iulia. Da. Chestia asta cu liceul militar a venit așa mai brusc, deoarece... Nu eram foarte sigur pe ce vreau să mă duc, știam că clar pe mate, pentru că îmi place logica, îmi place partea asta cu matematică, cu informatică, cu calculatoare, chestii. Și a venit la un moment dat, într-o oră, un major, un domn major care este aici la noi undeva și ne-a prezentat ce înseamnă să mergi la liceul militar și ce presupune pentru viitorul tău. Și pot să spun că am fost foarte, mi-a stârnit o curiozitate în mine și am fost cumva motivat și m-am simțit inspirat că aș fi dorit și m-aș vedea acolo. Asta a fost prin ianuarie și am avut, m-am consolidat cu părinții mei de această decizie, a fost foarte surprins la început că nu am discutat de asta până acum și... Am început să facem contacte, chestii pentru pregătire, pentru că la militar, ca să intri la liceu militar, trebuie să treci pe lângă examenul care se dă la orice școală ca să intri la liceu, mai au probele lor. Au proba fizică, proba psihologică și medicală. Și mi-au și un examen de-a lor de matematică și română separat față de cel de la minister. Da. Am încercat, nu, că era foarte devreme, pe la începutul primăverii acest proba fizică deja începea și atunci am pus-o cât mai târziu, prin aprilie 12 și am încercat să mă pregătesc cât mai mult. Probele presupuneau, primul a fost un traseu cu obstacole, flătări, aruncări de minci. Da, știm, mai avem un prieten foarte bun al emisiunii, pe Vlad Lință, care în ultimul an și el ne-a povestit, e foarte greu liceul militar. Da. Ai luat probele? Da, le-am luat. Wow, deci tu ești pregătit să mergi și hotărât să mergi.
Dar tu înțelegi ce înseamnă armata? Da, da, înțeleg. Tu înțelegi că dacă începe războiul, tu vei fi linia întâi? Da, dar e o vorbă, mai bine să fii un războinic într-o grădină decât în grădinare în război. Adică liceul militar și academia te pregătește pentru acest lucru și mai bine să fii pregătit dacă ar veni, ceea ce nu-mi doresc, evident, să vină războiul. Dar măcar voi fi pregătit pentru acest lucru și știu că voi lupta pentru cei dragi și că voi am un scop, un scop nobil de a-mi proteja patria și țara. Și pentru mine nu cred că e un scop mai mare decât a ajuta și a proteja pe alții. De asta m-am dorit să vin aici și de asta m-am simțit așa de motivat și că nu pot să pierd, pentru că țin și îmi doresc din toată tăria mea să mă duc acolo. De-aia, pe cât de puțin timp am avut să mă pregătesc, am dat tot ce am putut și nu m-am lăsat. Unde am avut eu mai puțin, unde eram partea mai slabă la proba fizică, a fost pe alergarea de rezistență. Ea, practic, un kilometru de alergat, vreo 4 minute jumate. Adică două ture de stadion, de acela mare, două ture jumate, de fapt. Și mergeam destul de greu atunci. Pentru proba fizică se poate pregăti oricine. Da. Pentru proba sufletească e mai greu. Da. Ești, am rămas mută. Pe mine nu prea mă lasă invitații fără cuvinte, dar de data asta am rămas mută. De unde? Și mai avem doar două minute. Vă dați seama că fiul dumneavoastră s-a hotărât să fie unul dintre cei care în viitor s-ar putea să ne apere. E impresionant. Andrei, în câteva cuvinte, a schimbat parcă cursul vieții. De ce? Ați fost de acord să meargă la liceu militar? Ioana, într-un minut pot să spun așa. În ceea ce privește în Andrei în special, și nu vreau să spun că e copilul meu sau că mă laud, dar am văzut în el, m-am văzut pe mine. Toată această hotărâre, determinare și implicare pentru comunitate, am văzut-o în el din totdeauna de când... Are 15 ani. Și prin faptul că a venit la mine și mi-a spus hotărât, domnule, tati, vreau să fac treaba asta, i-a spus din start, copile, să știi că ăsta nu este un lucru ușor, dar eu te voi susține. Știi foarte bine. Da. Eu i-am spus din prima, te susțin să faci treaba asta, Daniela nu a vrut, că știa prin ce trece. Zic, băi, îl lăsăm, va intra, sunt convins că va intra, în cazul în care, nu știu, 3 săptămâni, 4 săptămâni, clachează, că acolo sunt niște condiții. Zic, bă, vii la de decebal, dar am spus condiția foarte clară. Dacă da. În 3 săptămâni, lună de zile, nu reziști, ceea ce nu cred că nu va rezista, vii la decebal. Din faptul că este motivat, are o voință așa de puternică și când își pune ceva în cap, exact cum sunt eu, când își pune ceva în cap, se duce pe drumul lui. N-am putut să nu-l susțin, pentru că își dorește acest lucru. Este copilul meu, dar este și un tânăr, ca orice tânăr, care își dorește să facă un lucru, să se implice pentru comunitate, n-ai cum să te opui, din contră trebuie să-l susții. S-a încheiat emisiunea, dragii mei, după cum vedeți și voi dați la ceas, au trecut cele 50 de minute, prea puține, mi-aș mai fi dorit 50. Lansez o invitație, sper să ne vedem curând în aceeași formulă, poate chiar și cu Ștefan și să și să continuăm povestea de viață a omului Iulius Bedea, pentru că am aflat de ce s-a întors la Simeria, am aflat lucruri care n-au fost puse până în această dimineață. Până la campania electorală, știți, cei ultimii 100 de metri din alergare, Andrei, că intrăm în linie dreaptă, până acolo vin sfintele sărbători de Paște. Aveți 10 secunde să le urați ceva simerienilor cu ocazia acestor sărbători. Eu am să fiu foarte pe scurt.
Doresc tuturor simerienilor și hunedorilor, practic locuitorii județului Hunedoara, sărbători fericite, sărbători binecuvântate, Paște fericit, multă sănătate și să aveți încredere în primul rând în voi că va fi cu mult mai bine. Eu spune Beda, Daniela Lioara, vă iubesc, vă cred sincer și vă aștept alături de noi aici, pentru că clar aveți minuni acolo acasă. Andrei, cui vrei să-i transmiți un mesaj de Paște? Păi aș dori să transmit mesajul familiei mele, prietenilor mei, tuturor care se uită la această emisiune și care mai au altă treabă, la toată lumea. Sărbători fericite, multă pace, liniște și să vă bucurați cât mai mult de vacanță. Eu le mulțumesc invitațiilor mei din tot sufletul. Vă aștept aici să continuăm povestea. Mai e de spus PNL, PSD, aici e o adevărată poveste cu Iulius Bedea. Sper să o povestim curând. Eu vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația mea. Aici ne luăm la revedere. Eu nu vă transmit un mesaj de sărbători, pentru că ne vedem mâine dimineață, tot aici, de la 7 fix, la 8, în direct, la Dale Dimineții. Un ultim lucru vreau să spun, Ioana, să știi că lucrez la un alt proiect, dar nu dau din casă nimic, se cheamă Simeria, adevărata poveste. Mai sunt multe de spus, așa cum v-am spus. Știu cumva că lucrurile se vor schimba în viețile noastre. Până mâine dimineață, când ne vom revedea aici, la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV, dragii mei, eu vă doresc o joia mare, binecuvântată, plină de iubire, de pace, de zâmbete. Să uităm de relele din jurul nostru, pentru că putem, pentru că ne dorim. Și eu vă spun simplu, vă iubesc. Doamne ajută!